De ce se uită asta? Și tovarășul președinte a făcut biștiță la care scară mult mai mare, nu? Filiera Vaporenilor. Cum? Filiera Vaporenilor. Da. Da. Și încă un lucru pe care vreau să subliniez, pe care Ieluța a spus că nu este întâmplător că eu nu am publicat și nu am cerut niciodată ca studenții să facă interviu pe subiect. Adică numai pe biștiință, adică atunci când începi biznița, nu. Sau când ai început să faci muncă în străinătate, ci să vedem cum ajunge omul mic copil să facă biștiință, să facă activist mărunt sau devină nu știu ce. Este, după mine, foarte important și cea mai mare nenorocire a acestor proiecte mari ale, și spunem de câteva ori am spus asta, doamna Ana Bandiana și domnul Rusan au făcut munți de mii de ore de interviu cu cei care au făcut pușcărie. Și a început cu pușcărie. Și s-a terminat cu pușcărie. Păi stai, domnule. Deci lumea era pușcărie. Dar cum ai ajuns în pușcărie? Cum ai ieșit din pușcărie? Și după aceea, unii au intrat chiar din partid. Cum am adunat cu... De cât am cunoscut eu. Deci, nu zic că nu pot să fie folosite, că orice document social poate fi folosit, dar să ratez o bună parte din material din start, e totuși o chestie. Numai că dacă pornești ideologic, ratez. După mine, orice urmărești, probabil trebuie să încep din copilărie ca să vezi lumea în care, din care vine omul și de aici poți să-ți dai seama activistul mărunt de ce a devenit activist. Că nu au venit de sus. Oh. Okay. Haideți să începem o discuție de părinte la clasă. Genul ăla de hai să pun o întrebare care de fapt este un comentariu ascuns ca să vă spun și cât de deștept sunt. Dar m-am gândit foarte mult la ce spuneați prin experiența pe care am și eu cu lucrurile astea și știu de un citat pe care îl citează Krugman dintr-un interviu cu un activist mărunt care zice: doamnă, ne-am descurcat, dar hai să fim cinstiți, că când te-ai descurcat, unul ai încurcat pe altul. Și asta mi se pare că spune destul de mult, dacă îmi permit, eu nu cred că, deși n-am lucrat pe economie informală, dar nu cred că putem să vedem controlul sau necontrolul tocmai prin prisma metaforei astea. Că atunci când te descurcai, le încărcai pe altul, erau toate lucrurile la oaltă. Nu sunt două sisteme, ci e același lucru care sunt constitutiv și, na, măcar de la Cornai și prin citirea lui Verderi, vedem lucrurile astea, că nu controlau cei de sus sau le spuneau să vorbească despre Revoluția lui Horea, ci era o competiție dintre micii agenți culturali care ziceau, a, se dă bani pe Horea, hai să-l facem revoluționar. În felul ăsta se întâmpla, cred, și cu, adică eu așa, metaforic, văd și problema Biștiței, care era, nu știu, din istoriile care le-am făcut eu orale, în special, deci biștițarii care am vorbit eu la Sântana erau în mod aproape exclusiv țigani, pentru că era dimensiunea asta în care ei erau mult mai, să zicem, specializați, care sunt foarte exotici și minunați, îl aveam pe baronul, prin care avea o super mașină albă, foarte elegantă, pe care copilul am văzut-o, pentru că bunicul care era ceva șef la partid, trebuia să cumpere aur pentru nepoate, pentru nu știu cum, și baronul era ăla care diluia cu aur. Toate soțiile de șef de partid, normal că era pasiunea pentru cât mai mult aur. Și baronul făcea asta. Ori este evident că toți șefii de la partid și la securitate știau ce face baronul și nu că îi dădeau. Da, așa.
nu știu, mi-am adus aminte de baron, uitasem de el și vă mulțumesc cu cartea asta. Și la sfârșit am vrut, de fapt tot discursul meu este încurcăreală, descurcăreală, faptul că erau toate la oaltă, este și capacitatea, eu știu, nu vreau să zic de stânga sau de dreapta, faptul că această dimensiune a activității, a societății comuniste lucra împreună cu miliția câteodată. Sigur că și New York, dacă faci din Rejcovă, trebuie să sari la politiști. Dar asta nu înseamnă că eu vreau. Și studiile pe care le-am făcut eu asupra Revoluției din Timișoara îmi arată lucruri care până acum nu le-am citit și de-aia vreau să spun. Am făcut interviuri cu câțiva miști bișnițari, foști bișnițari, care îmi spuneau că atunci când s-a ajuns în sâmbăta, îmi scap acum, în 16 a fost sâmbătă, dacă știu bine, vineri în 15, dar prima dată când s-au bătut, când au trimis prima dată pompierii și după aia pe niște polițiști să-i bată, 17 aia? Da. Da, ok, sâmbătă la amiază, în 17, deci. La un moment dat, oamenii care s-adunaseră acolo au fugit, adică când te bate poliția, oamenii așezați nu stau să se bată. Și ăsta îmi spunea, domnule, ne-am uitat în jur, știi? Și eram la vișnițari și host și dăștea, că aveam noi o râcă pe ei și bătea mama lor. Și era ideea că acum, nu știu dacă, cum să spun, am decât două interviuri care spun asta. Sigur că nu pot să spui că toți care s-au bătut cu poliția în 17 erau vișnițari. Dar e un filon acolo. Știm că Timișoara era o placă turnantă la Ocioa, de unde se duceau toate mărfurile astea. Și deci a fost o resursă pentru lupta împotriva sistemului. Asta-i discuția despre... Bine că a pomenit de Ocioa, adică Talciocul în Bucureștiul, fiindcă acolo puteai să măsoare exact ce lipsește din comerțul socialist. Adică ceea ce lipsea de acolo, adică ceea era Talcioc, nu zic și invers. Și, mă rog, nu mă interesa personal sutienile, nu? Și când am ajuns la Talcioc și m-am dus efectiv ca să fac studiu așa, opa, lipsește sutienile. Și am întrebat pe mine astăzi, măi, chiar e o problemă cu 100. Mă, nu știi treaba asta? Păi asta e mare, mare problemă. Noi eram cam aiurit cu treaba asta și nu știam. De acolo puteam să-mi dau seama exact. Foarte interesant. Ar vrea totuși să fac câteva precizări. Temenii pe care am folosit sunt ceva mai tari, însă eu practic am spus aproape același lucru. Când am spus că bișnița este un fenomen social controlat, fenomen controlat, cam ce s-a spus și pe aici. Am vrut doar să spun că este un fenomen difuz de putere. Nu este o practică subversivă, ci este un fenomen difuz al puterii. Este un fenomen practicat de oameni care au acces la resurse, și fără să fie generat, planificat de la un centru foarte oficial, este pur și simplu, are legătură cu cei care dețin totuși puterea și la straturi mai înalte ale societății. Și ca să mă refer, de exemplu, la imigranți. Cred că în spațiul unor astfel de fenomene există și interese economice foarte ușor de detectat. Adică problema imigranților astăzi în Europa Occidentală și cât scandal se face la nivel oficial împotriva celor care vin să muncească la negru în Europa Occidentală, este un discurs oficial dat de o practică în care, practic, muncitorii imigranți sunt un avantaj economic pentru aceeași Europa Occidentală, pentru că au nevoie de forță de muncă ieftină, au nevoie ca, cum e așa, ca să folosesc chiar un termen foarte prietenic, clasele lor agrare, să aibă, cum să spun, să aibă forță de muncă foarte disponibilă și foarte, foarte ieftină. Cam aici am vrut să spun, când am spus că este un fenomen controlat, aș mai adăuga doar un lucru. Și eu am remarcat chestiunea aceasta de disimulare în interviurile de aici, mult mai pregnant, mult mai puternic decât în alte volume de istorie orală. Adică e evident aici ceva mai mult decât în altele. Bine, nu e un instrument științific foarte precis de a măsura disimularea, adică fabulația introdusă în rememorare,
Dar mi se pare totuși destul de evidentă și destul de explicabilă, pentru că cumva în fișa costului bijințarului era și această abilitate de a disimula. Nu? Trebuia să practici chestia asta în actul de a te descurca. Și, de asemenea, era un fenomen internațional, adică sunt actorii aceștia care, militieni sau cei care se ocupă de turism, care făceau vișniță în Rusia, în Ceoslovacia, pe unde ajungeau, ceea ce înseamnă că se practica și acolo, evident. Probabil, miliștii în țările socialiste se duceau cu bagajul, da. Sansaneaua, se interesau ce se vinde, se duceau cu coniacul, cu Gerovitalul și încă câteva chestii în Moscova și când avea încolo cu Blenul și erau, deci excursiile nu se rezolvă. Nu pentru ei, ci pentru avinde. Pentru avinde, da. Deci erau un pretext de comerț personal. Da, tocmai asta a fost și ideea în care am spus că un studiu bun înaintea cărții, să spunem, sau substanțiale necesare, pentru că lucrurile astea erau legate între ele, era povestea polonezilor care veneau, nu? Eva Moravska discută despre asta la un moment dat într-un studiu, dar sunt convins că sunt multe studii de cum funcționa atunci polonezii fiind ceva mai deschiși. Adică, undeva cititorul trebuie pus într-o poveste, nu? Aici sunt foarte multe povești din care fiecare și în momentul în care ai și povestea mare, atunci te ajută foarte mult să înțelegi, știi? Vorbim mai prea mult. Haideți să... Andrei, tu ce gândești? Ai citit cartea. De fapt, eu vreau să spun că această temă a vișniței pentru aproape toate liniile de cercetare, dacă au și legătură cu trecutul, dar chiar dacă n-au tot, ce este migrantul? Un descurcăreț care poate să ajungă și de nivel, fie este un tânăr, dacă face, ca să fac trimite la sociologia tineretului. Păi, acolo, descurcatul este de la sine important. Deci, după mine, dar mai mult decât atâta. Noi care am fost în presa culturală, nu ne descurcam noi cu partidul, cu cenzura, cu temir, cine ca să strecurăm, nu o marfă banală de un sau nu știu ce, ci o idee, așa, mai... Așa, da. Și ce bucuroși am fost. Mai mult la televiziune erau vizionările, că acolo nu se numă cu creionul. Și pentru vizionare, ca atunci când a fost introdus cenzura, au băgat și colecțiile mai tinere, ca să ia, să-l răzgească pe cenzura, dacă era bărbat, pe condonare, nu vreau. Adică tot felul de metode de a se descurca. Asta este... deci nu este vorba de un fenomen care are conotate exclusiv economică, ci mult mai largă. Apropo de ce facem acum și cum este interpretat, un coleg care e foarte pus pe treabă cu dezmontratul socialismului ca un gulag cub. A zis că Bișnițarul, de fapt, era un dizident. Dacă da, pe Bișnițarul pe care am cunoscut eu, mai de capul lor, habar n-aveau, nu-l interesa, fiindcă aveau mult mai multă simț economic decât să gândească, domnule, ce bine ar fi dacă am răsturnat comunismul. Pe atunci ce făceau? Pe nu? Zice, da. Da.
observații? Ok. Irina, te rog. Nu o să țin câteva gânduri care m-au plecat. Și pornesc de la, chiar de la termenul ăsta de bișnițare. Recunosc că eu am cumpărat cartea și am contribuit ca să dispară de pe piață. Am luat-o foarte de mult. Chiar atunci când a apărut, anul trecut, însă de timp m-am mutat și nu știu exact în ce cutie din noua casă care e renovare e. Deci n-am citit interviurile, am făcut eu însă foarte multe interviuri care au fost într-un fel interior de viață și de anul din comentariu să-mi amintesc la ce zicea Remus, mai ales că era în interviuri cu migranți. Dar nu vine de la businessman transformat popular românește în bișnițar. Cred că dacă începem să conceptualizăm și să punem un cadru mai mare toate discuțiile astea despre cum funcționa sistemul comunist ca și un sistem socioeconomic mare, într-un fel, bișnițarii la altă scală seamănă foarte mult cu firmele transnaționale la scala actuală. Una din discuțiile semnificative despre stat și cum înțelegem statul și, de fapt, problema nu e să găsim statul ca și unitate separată de societate și să ne uităm exact care sunt locurile alea în care o modalitate de guvernare se articulează în ceva ce definim ca stat, respectiv se articulează pe alte forme de instituții. În bișnițarul se găsește, de fapt, la granița asta unde se contura ce e statul comunist. Pentru că nu tot ce s-a spus până aici arată cum această categorie și practicile lor existau exact pentru că statul îi lăsa să fie și pentru că reprezentau o parte dintr-o activitate importantă pe care statul o făcea, dar care nu o recunoștea ca tare. La fel, discuțiile despre cât de mult, foarte multe firme transnaționale, companii, actori economici, de fapt, preiau funcția ale statului. Uneori lucrează în, așa zis, parteneriat cu statul. De multe ori, acțiunile ale statului sunt exact modalități prin care pung activitățile și practicile firmelor care sunt asumate ca discuții de stat. Bine, când îi bate pe aia la pungești. Nu o companie care distribuie petrol în Statele Unite trebuie neapărat să aibă un câștig, dar dacă nu are acel câștig care trebuie negociat cu statul ca să aibă scutire de taxe, nu se întâmplă totul. Deci până la urmă statul dă o lege care favorizează o singură companie în numele unei politici economice de stat, dar care beneficiază doar acei agenți și scot și așa mai departe. Deci bișnițarii, într-un fel, intră foarte bine, Marius, cum ziceai, într-un circuit economic care este ocazionat și care face parte din... De exemplu, într-un fel, categoriile pe care le folosim ne fac să separăm în bișniță, în gri, negru și să găsim diferite nuanțe. Dacă folosim alte categorii și ne uităm la statul comunist sau actori din alt unghi, nuanțele alea se colorează și devin totul altceva. Limpede că bișnița era o practică economică ilegitimă, considerată ilegitimă, atunci era definită și bișnița era o definiție ca oameni fără ocupație, etc. Dar mai era asociat și cu un anumit proces în economia oficială, din care la un moment dat s-a dat drumul la, cum să spun, așa numiți mandatari. A fost o perioadă prin anii 60 când era voie să faci prea un fel de relaxare a politicii oficiale economice și s-a dat drumul la un mic proprietar de cărciuni, de magazine, așa numiți mandatari, după care robinetul s-a strâns și atunci acești mandatari, în bună măsură, au fost obligați să se convertească la acest tip de bișniță, așa cum alți bișnițari au venit din altă ținență. Că avem nevoie de multe, multe informații sau date pe care să le punem la loc ca să avem un tablou cât de cât clar. Pentru că încă e confuză.
Vișnița este același proces economic care se întâmpla în sistemul de stat, în întreprindere și așa mai departe, mai mult nu era recunoscut ca atare și nu era la aceeași scală, pentru că vișnița într-un fel e ceea ce Verberi descrie că se întâmpla între directorii de fabrici și cei de la nivelul de jos, care trebuiau permanent să negocieze ca la momentul în care primesc materia primă dintr-un loc, să aibă și ca să poată face planul și așa mai departe. Deci, doar că era în afara la ceea ce în scripte apărea ca, cum zici tu, legal, legitim și așa mai departe. Ce-a informat. La fel e constitutivă. Exact la fel, nu poți să folosești metafora prostituției care este constitutivă monogamiei. Nu poți să vorbești despre familia monogamă fără prostituție. Eu am vaga impresia că dacă relativizăm complet granițe între ce e vișniță și ce nu e vișniță, sau ce căsătorești, ce e prostituție, până la urmă nu mai reușim să ne zicem între ele. Deci trebuie totuși să vedem ce anume face ca în epocă vișnița scrie ca vișniță și economia oficială ca oficială. Deci, atâta vreau să zic că e constitutiv, în sensul vreau să zic că nu sunt distincte, că nu se pot una fără alta. A, da, asta mai corect. Bine, poate că dacă am folosi retrospectiv sau am privit retrospectiv vișnițarul ca pe un soi de antreprenor, atunci tocmai această distinție pe care o amintești, cred că am avea-o, pentru că, da, e vorba de cel care, pe o piață liberă, are are inițiativă, nu? Exact. Ceilalți care doar se descurcau și aflăm iată că toți ceilalți se descurcau, într-un fel sau altul, erau, până la urmă, forțați sigur de economia de pe penurie sau de mecanismul economic, socialist, efectiv. Da? Și mi se pare interesant că dacă vedem vișnițarul ca pe un antreprenor stigmatizat, astăzi vedem cumva muncitorul ca un personaj căzut, oarecum în disgrație. Da? Adică cumva simetric, ca să zicem așa. Da? Antreprenorul, sigur, n-avea voie să existe atunci, firește. Da? Pe când astăzi, muncitorul, sigur, ne trebuie, toți suntem, mulți suntem muncitori, dar muncitorul e, cum da, discutam foarte simpatic la un seminar cu studenții, muncitorul e doreu, adică e acea figură stigmatizată, nepriceput, nu știu, lene și așa mai departe. Da. Ok. Țin minte că într-o vreme, când era foarte greu, în anii 80, directorii se plângeau foarte mult că nu reușesc să facă planul din cauza presiunilor politici aberante. Când încercau să explice șefilor politici că modul în care sau nivelul de plan sau structura planului era defectuoasă și li se răspundea foarte agresiv, descurcați-vă. Descurcați-vă însemna, puteți să încălcați legea, dar noi să nu observăm. Da, deci, în momentul în care a apărut asemenea indicii, era clar că sistemul ca atare era în colaps și că nu, economia oficială nu mai funcționa, era science fiction. Și ăsta e momentul în care, într-adevăr, directorul devine, are inițiativă, devine vișnițar sau pasă de vișnițar, dar în urmă, vișnițarul rămâne la nivelul ăsta al economiei mărunte, nu ajunge până la scală. Da, e o chestie de scală, dar într-o scală avem dimensiuni mari și dimensiuni mici. Și acum vezi mici, le zicem vișnițar, acum vezi mari, le zicem director. Dar vreau să spun, și nu o să mă credeți, e adevărat că eu am fost făcut armată într-o unitate de part de fie sărie de elită. Aproape că eram la marginea armatei române, la vârful mare. E ceva de regulare. Cum? Așa. Cum? Buste, campanie. Nu știu. Nu a fost. E chiar așa de prost. N-a fost nici buste ca să merg la vânzul mare. Era o unitate absolut neglijată ca orice unitate care a fost inventată în anii 50 împotriva lui Tito. Și cum mi-am împăcat cu Tito,
Și atunci aproape că a fost un batalion disciplinar. Asta ce înseamnă? Ofițeri bețivi, ofițeri fără talent erau acolo. Și nu mi-a spus așa, băi Roștarcu, oricum ordinul nu trebuie executat, trebuie să te descurci. Pe cum, domnule? Da. Adică nu m-am descurcat într-o anumite lucruri, chiar fiind la începutul, prima săptămână sau a doua, după aceea m-am descurcat și eu. Da. Da, vreau să zic că mi se pare că toate distincțiile astea depind cumva de, pe, de poziția, de lentila pe care o avem și cu care privim asupra lucrurilor. Pentru că, apropo de reacția mea la legitim-nelegitim, da, spunem legitim-nelegitim, este clar că în momentul în care facem asta vorbim de pe poziția statului. Și în sensul ăsta, practicile pe care le fac agenții ăștia mici individuali nu sunt acceptabile, sunt nelegitime. Dar în momentul în care vine vorba de aranjamentele de care zicea Elina la nivelul întreprinderilor, deja este legitim pentru că ordinul este, descurcați-vă. Și tot așa, în momentul în care vorbim despre distinția asta între economie formală și economie informală, că, da, clasic, conceptul ăsta a fost făcut ca să facă diferența între practicile care se petrec în interiorul statului, care sunt recunoscute, care sunt taxate, și cele care se petrec în afara lui. Ori critica care există la conceptul ăsta încă de la mijlocul anilor 70 încoace este tocmai că nu putem să facem distinția asta. Și mi se pare că asta se vede foarte frumos în câteva dintre interviurile astea, unde activitățile astea economice pe care le fac oamenii aceștia sunt în colaborare directă, explicită sau nu, cu, cu elemente din stat, cu prelungirea de statului, cu indivizi care reprezintă statul, indiferent că e vorba de polițiști, că e vorba de securiști, că e vorba de primăria locală sau că e vorba de întreprinderile astea care sunt întreprinderi de stat. Deci nici aici nu putem absolut deloc să facem distinția între ceea ce este formal, în sensul că este recunoscut de stat, și ceea ce este informal, adică nu este recunoscut. Ai definit perfect ce înseamnă vișnița din punct de vedere asta, de ce este ilegitimă. Este ilegitimă pentru că nu este controlată de stat, pentru că nu intră într-una din sistemele... Parțial e controlat, dar nu e recunoscut ca atare și e tot un șoc de putere, de reprezentare și de reprezentare. Nici partidul nu putea să controleze mișcările vișnițare. Se foloseau de ei, îi utilizau, dar inițiativa le aparținea. Și, cum să spun, inteligența. Deci era o resursă pe care ei nu puteau încorpora și utiliza, care aparținea vișnițarilor și până la urmă nu era decât o formă de cooptare, dar nu era. Apropo de asta, cum că două lucruri aș vrea să zic. Unul, legat de problema pe care o ridică Remus și care e una metodologică. La interviurile publicate ca atare, dacă nu reprezintă o bogăție de date fantastică, cum am spus, eu sunt extraordinar de încântată când le găsesc deja acolo și adaugă la datele pe care le-am generat eu. Dar tot din experiența mea cu interviuri de viață, astea nu le putem la tratare. Clar, trebuie să le completăm, să le chituim și mai ales să le încadrăm în ceva mult mai mare. Interviurile mele cu imigranții, care totdeauna au continuat cu alte interviuri, cu discuții în spații informale și așa mai departe, totdeauna povestea vieții. Era un interviu de obicei de două ore pe care îl făceam. Evident că suferea, cum ziceam, de iluzia asta autobiografică, în sensul că era construit retrospectiv, avea o unitate, găsea un fir cu care el își construia tot povestea asta semi-eroică de imigrant, se găsea și o explicație și o justificare și așa mai departe. După care, sigur, în discuțiile la o bere sau așa mai departe, apăreau toate celelalte care nici măcar nu puteam să le bănuiesc că au existat. Deci toate eroismele alea erau, sigur, susținute de foarte multe depresii, găuri negre, încurcături, traume și așa mai departe. Și atunci, sigur că e important să găsești contrapartea la aceste date care sunt foarte importante pentru ca să le poți lega în pleti și să
primește, de fapt, o imagine mai întreagă, atât a poveștii persoanei, dar mai ales a spațiului ăsta foarte complex, a mai multor spații, de fapt, în care el se mișcă, că una din sursele dramei și a inadvertenței între povestea inițială și toate celelalte povești care vin după aia s-o compună, exact din cauza faptului că se mișcă în mai multe spații. Da, observație foarte bună. De fapt, în orice fel de interviu avem o interacțiune dependentă de o situație, de două persoane, se vede destul de bine și în volum că interviurile se sunt de diferite între ele în funcție tipul de interacțiune între intervievator și intervievat. Pe aceea este modul prin care în interviu, în situația putare de interviu, care se poate schimba, personajul își construiește un eu prin intermediul interviului și construiește o narațiune și se fixează pe niște lucruri. Și atunci, sigur, dacă vrei să afli ceva, probabil trebuie să-l scoți din convenția asta a lui, să găsești un truc prin care să-l scoți din propria narațiune, să-l duci spre altceva, dacă vrei. Dacă te interesează chiar și autoconstrucția asta, e important. Eu mi-am googlat tot subiectii. Cum? Mi-am googlit subiectii. Da, sigur, da. Adică am foarte multe detalii care sunt obiective, care lipsesc. Unul sau două exact. Detalii pe care le-am luat de pe Google, de pe LinkedIn, de pe ce știu eu. Absențe și de mici și mai semnificate. Absolut. Deci sunt la fel de importante exact. Ca și și fiecare în alt fel nu vorbește mie ca și cercetător și la lucruri mai mare la care nu vorbesc. Ok. Mulțumim. Mai sunt? Observații? Ai vrea să spui ceva? Atunci vă mulțumim, ne bucurăm că ați participat, să sperăm că nu am făcut să vă pierdeți timpul de pomană și mulțumim și invitațiile noastre. Mulțumim.